Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bine v-am regăsit la știrile Mondo TV. Doi hidranți din zona magazinului chinezesc care ars săptămâna trecută nu aparțin de Apaserv Valejiului. Locomotiva cu abur va fi reabilitată la intrarea în municipiului Petroșani, iar locuitorii de pe strada Sălătruc sunt nemulțumiți de lucrările ce se efectuează pentru introducerea rețelei de apă și canalizare în zonă. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Doi hidranți din zona magazinului chinezesc care ars săptămâna trecută nu aparțin de Apaserv Valejiului. Precizarea a fost făcută după ce în spațiul public a ajuns informația că hidranții nu erau funcționali, iar societatea de apă a fost acuzată că nu s-a ocupat de verificarea acestora. Cei doi hidranți de la magazinul, fostul magazin Bill, actual magazin Carrefour, sunt doi hidranți care aparțin de magazin. Este autorizație care am dat-o noi în 1995, prin care ei și-au montat acești hidranți. Nu intră în obligativitatea Apaservului să verifice hidranții interior, că practic e un hidrant, cei doi hidranți aparțin de rețelele lor interioare, nici de cum de rețeaua Apaserv. Motiv pentru care noi nu-i verificăm, nu le știm starea lor de funcționare. În zona în care s-a produs incendiu aveam un hidrant funcțional de care a fost și folosit în intersecție. Mai avem doi hidranți în apropiere, unul la Lidl și unul în zona agenției Rocvaiv. Noi gestionăm toți hidranții din Valea Jiului, inclusiv cei din Petroșani. Avem obligativitatea, conform legii, odată la 6 luni să-i verificăm, să aducem la cunoștință despre starea lor, detașamentului de pompieri. Ultima verificare s-a făcut în luna octombrie, urmând să avem programat pentru luna aprilie această verificare. Având în vedere discuțiile care au apărut, Apaserv a devansat cu o lună acest program de verificare. În urma verificării actualizăm hărțile, actualizăm tot ce înseamnă funcționarea hidranților. Am vorbit în prealabil și cu pompierii din Petroșani, le vom aduce la cunoștință, vom aduce la cunoștință și primăriei, astfel încât să știe toată lumea care hidrant e funcțional și care hidrant nu e funcțional. Dar vreau să precizez că din 222 de hidranți care sunt pe Petroșani, nefuncțional sunt doar 17 hidranți. Tot ce e posibil după perioada asta, chiar dacă n-au fost perioade foarte reci, să mai apară defecte care de aia suntem ca să le reparăm astfel încât să fie 100% toți funcționali. Apaserv are un program de verificare a hidranților. Ultimul control a fost făcut în luna octombrie 2020, iar următoarea verificare a fost planificată pentru luna aprilie. Cu toate acestea, Apaserv Valea Jiului va efectua această operațiune mai repede, adică în cursul acestei luni. Locuitorii de pe strada Sălătruc din municipiul Petroșani sunt nemulțumiți de lucrările ce se efectuează în zonă pentru introducerea rețelei de apă și canalizare. Oamenii spun că, pe lângă deranjul creat pe drum, muncitorii firmei contractate de către Apaserv lucrează neglijent, distrugându-le acestora gardul și pereții gospodăriilor. Cristian Ionică, directorul Apaserv Valejiului, spune că în zonă se efectuează o lucrare extrem de grea și le cere cetățenilor să fie înțelegători. Au săpat, au pus conductele, cum l-au pus, fără nisip, fără ăsta, au băgat pietre, au băgat ăsta și la urmă până nu i-am anunțat cu televiziunea că o să vină televiziunea să vadă ce lucrări, ce șanțuri au lăsat, că se poate vedea și strada. Nu, încă mă luau chiar la mișto. Inginerul șefa de șantier mi-a zis că o să pună când o să ajungă la fine de ăsta. Păi eu la fine, când ajung ei peste o lună, două, trei, cinci, am soacra paralizată, ce fac, cum vin pe strada asta? Rup mașina. Ea a zis că n-ar veni, doamna ingineră. Păi, și atunci? Să vină, să facă, să toarnă, se vede strada cum este, se vede cum sunt gropile, încă acum ieri, că au aflat că veniți dumneavoastră, au luat nu știu de unde niște piatră și au pus-o cum au pus-o pe aici, pe Sălătruc. Se rupe mașinile, efectiv, și când plouă sunt până la jumătate de metru la gropi și pline cu apă și asta. Să facă cum au fost strada înainte. Nu nici înainte, nu a fost perfectă, dar a fost mult mai bună ca acum. Mi-a zgâriat tot gardul cu cupa de la excavator, tot betonul de la poartă mi l-a rupt.
grob nu mai vorbesc și ce au făcut pe aici. Acum, în ultimul timp, s-au sesizat și au pus ceva piatră, au aruncat ceva piatră pe aceea. Așa ceva n-am văzut de când sunt. Să pui o conductă de apă potabilă care alimentează tot Petroșaniu, să nu pui pat de nisip jos, partea de jos, să nu o acoperi, să o lași conducta care alimentează și pe aia să miră că de ce să sparge. Ori venit, n-or pus nici pat jos de nisip, n-or pus nici deasupra să o acopere frumos și pe aceea să vină frumos, dacă vin tot cu șubuldul, excavatorul, ori venit cu bolovani mari cât toate zilele și ori pus peste conducta. Trosnea conducta de numă și apoi să miră ce-i spartă. Și am întrebat, cum faceți, domnul, așa? Păi și cine vă plătește? Păi ziceți, fonduri europene. Și vă plătește. Fonduri ca lumea, zice. Pe noi ne interesează să facem lucrarea și atât. Mai mult decât atât, unul dintre cetățeni este supărat de faptul că tot pământul scos din săpături a fost debarcat în fața casei lui. Acesta spune că în urmă cu câțiva ani, el împreună cu familia a amenajat acea zonă ca și parcare, iar acum e plină cu dune de pământ. Acesta mai spune că i-a întrebat pe cei care au depus pământul în fața casei lui dacă nu au găsit un alt loc, iar răspunsul lucrătorilor a fost că din dispoziția primarului. Obraznici. Adică ei tot vin și zice, lasă că primarul mi-a dat dispoziții, pot să pun otilaje, orice aici, că primarul. Dar eu nu cred că primarul vine să spună mie aici, că poate vine el, dar el nu vine în persoană. Dar sunt obraznici, sunt obraznici. Nu știu ce firme, ce astea, sunt foarte obraznici. Și am stat de vorbă cu ei frumos, nu... Și au zis, mi-au promis... Lasă, domnule, venim, facem curățenie, să vedeți numai ce curățenie. Ori venit, nu ori venit, uitați, până aici au venit ăia de acolo, de sus. Acum au venit ăștia de jos, aici. Și am vorbit cu șeful ăla lor și am spus, domnule, dar de ce basculați aici? Ei, normal, trebuia să meargă sus să basculeze, că acolo e un drum luat de apă. O zis că face economie la motorină. Și vine și îmi basculează mie. Mi-au venit în poartă, acolo unde am mașina, eu mai jos. A, foarte frumos era. Am avut sălci, am avut braz. Braz mi-a furat. Am avut 25 braz pus pe tot malul apii. Am avut sălci. Când au venit ăștia cu digul, într-adevăr, ei au zis că n-am cum să salvez sălcile. Am avut 3 sălci pletoase. Vine pompieri, vin salvările, vin... Dacă mergeți în sus... N-au unii să întoarcă. Au venit într-o noapte pompierii, acum avem un an și ceva, au fost solicitați și au venit săraci pompieri cu mașina, cu spatele de sus până aici să întoarcă. Cum i-am zis eu la ăsta care au basculat, mă, păi vii și întorni mie pământul aici. Eu am lucrat, am curățat, cosesc primăvara iarba, să fie frumos, să fie... Nu, zice că primarul mi-a dat dispoziții și oriunde să mă duc să spun că primarul a dat dispoziții. Vă dați seama? Dar eu nu pot să mă duc să-l întreb primar și nu cred că a dat așa ceva. Tot ce a fost săpat de pe aici, pământul care a fost excavat, nu și l-au dus în altă parte, unde aveau loc viran să poată să-l basculeze aproape, că avem aici în partea stângă, partea mea, partea stângă, la 10 metri cât îi, aveau loc. S-au dus aici într-un loc bine aranjat, frumos aranjat și firma respectivă care lucrează acum și cei care au lucrat la alt conductă, zona D, s-au dus și au basculat acolo. Cei de la zona D au zis că lucrarea a fost asta toamnă, au spus că vin și iau pământul. Și e aproape un an de zile și nu și-au luat nici cu pământul. Cei de la care sunt acum de povestim despre vorba cu drumul de aici, și-au dus și tot pământul acolo. Bă, zice, dacă este loc, las că-l punem aici. Zice, ce să-l mai ducem mai în sus, că aveau loc unde a rupt apa, putea să-l pun acolo. Dar zice că nu mai mergem până acolo, consumăm motorină, las că-l basculăm aici și-l luăm, dar nu știu când l-o lua. În prezent, lucrările nu sunt finalizate. Acolo pe strada Sălătruc lucrează două firme. La intrarea pe Sălătruc, o firmă. Pe partea de sus, altă firmă care a început lucrările de anul trecut. Referitor la cel surplus de pământ și balastru care este în zonă, am luat legătura cu firma care l-a depozitat. Este vorba de cei care lucrează partea de sus a străzii Sălătruc. Ei l-au depozitat pentru a băga umplutură pe traseul alimentării cu apă, care urmează să înceapă lucrările din nou acum în primăvară.
Deci nu este lăsat acolo și abandonat. Ei l-au depozitat tocmai pentru a băga în loc de pământul care îl scoate, să bage balastru cu piatră mai mare. Deci am vorbit cu domnul primar, nu a luat nimeni legătura cu domnul primar, deoarece strada este predată la APASERV, APASERV-ul e predată către constructor. În momentul când sunt finalizate lucrările, toată strada, inclusiv zonele unde sunt depozitate surplusuri de pământ, va fi curățată și adusă la starea inițială. Pe strada Sălătruc este în derulare unul dintre proiectele de pe programul operațional Infrastructură Mare din Valea Jiului și se efectuează lucrări de aducțiune a apei de la Vulcan până la stația Zănoaga. Conform directorului general APASERV, Cristian Ionică, în această zonă firma care execută aceste lucrări are un contract greu și este conștient că astfel de lucrări creează disconfort cetățenilor. Vreau să prezint în două cuvinte ce înseamnă lucrarea de la Sălătruc. Pe Sălătruc este o lucrare începută în luna septembrie. Constructorul are termen de finalizare iunie 2022. E una din lucrările importante de pe proiectul operațional Infrastructură Mare, care presupune o aducțiune de apă din orașul Vulcan până la stația Zănoaga. E o lucrare deosebit de importantă, întrucât punem în siguranță atât alimentarea zonei de vest, Aninoasa Vulcan, cât și zona aeroportului în funcție de turbiditățile sau condițiile atmosferice ce pot apărea pe sursele de alimentare cu apă din zona estului Văii Jiului. Vis-a-vis de lucrare, într-adevăr, de o săptămână au intrat pe Sălătruc, s-au realizat aproximativ 120 de metri, mai au de încă cel puțin două săptămâni până ajung la intersecția cu drumul de la Zănoaga. Vreau să precizez că, având în vedere faptul că avem un șantier destul de mare și la stația Zănoaga, unde știm că e în proces de reabilitare, având în vedere că stația este funcțională, având în vedere că toate rețelele de apă care mai sunt pe acest drum și rețelele de canalizare sunt funcționale, deci n-am oprit nimica. Constructorul știe, la plecarea din teren, el aduce terenul la o stare circulabilă, să zic așa, urmând să continue a doua zi, pentru că și cei de la Zănoaga trebuie să urce, să-și ducă materiale și plus noi, tot ce înseamnă materiale necesare pentru funcționarea stației. Într-un moment dat, terenul, odată cu finalizarea lucrării, va fi adus la forma inițială. Nu contest faptul că nu sunt și momente în care sunt nemulțumiri din partea locatarilor de pe Sălătruc, dar constructorul este acolo. Constructorul este urmărit atât de reprezentant de la APASERV, cât și din partea consultanței și toate problemele care apar se rezolvă numai mult de 24 de ore. Conform contractului, toate stricăciunile făcute de muncitori în timpul lucrărilor vor fi remediate de firma constructoare până la finalizarea lucrării. Dacă apar situații deosebite, se poate întâmpla într-un moment dat să cadă un gard, se poate întâmpla, multe se pot întâmpla la fața locului, constructorul prin contract are obligativitatea să aducă, să reglementeze toate stricăciunile care le-a făcut. Cazul punctual ce mi-l spuneți că e o grămadă de pământ într-o parcare, într-o așa zisă parcare amenajată, cu siguranță că l-a fost un depozit temporar, depozit temporar care nu cred că e mai mult de 24 de ore, pentru că ei de-a-și duc teren, fac depozit temporare ca să poată să aducă cât de cât terenul la forma circulabilă. Odată cu finalizarea contractului va fi la forma inițială, dar ei la sfârșitul programului, peste tot unde lucră, aduc terenul la formă circulabilă, deoarece a doua zi, constructorul care este sus în Zănoagă, el trebuie să-și facă transport de materiale. 8 care au rămas corigenți nu au situația încheiată sau nu au avut posibilitatea de a studia online având dispozitivele necesare, mai au o șansă din partea Ministerului Educației. Aceștia pot opta pentru programul Școală după Școală. Aceste cursuri remediale pentru elevi se fac inclusiv în localitățile unde scenariul este roșu. Prin ordinul de ministru 3300
s-a legiferat acest program național pilot de tip școală după școală, care presupune participarea elevilor care vor constitui grupul țintă la activitățile remediale. Aceste activități remediale sunt necesare, având în vedere modul în care s-a desfășurat activitatea școlară în ultima vreme, deci toate aceste lacune care s-au acumulat în timpul predării online pot fi remediate prin intermediul acestui program. Este vorba, în primul rând, de elevii de la clasa 1 până la clasa a 8-a inclusiv. Avem un număr alocat pe județ de 2952, deci practic noi în acest moment, când programul a fost mediatizat părinților și unitățile de învățământ sunt în faza în care adună solicitările și declarațiile acestora, ne așteptăm să atingem acest număr alocat județului nostru. Sigur că aceste locuri înseamnă bugetare, înseamnă o serie de fonduri care vin suplimentar pentru cadrele didactice care vor participa la aceste activități și, în primul rând, ne gândim că elevii vor avea posibilitatea să își îmbunătățească competențele de literație și competențele STEM, respectiv de știință, tehnologie, inginerie și matematică, lucru care este extraordinar de important în viața de zi cu zi. Conform calendarului național, cererile pentru susținerea acestor cursuri remediale au putut fi depuse până în data de 3 martie, însă programările nu vor fi sistate. Copiii se pot înscrie și mai târziu la aceste ore. Calendarul acestui proiect presupune ca până azi, inclusiv, să fie depuse aceste solicitări din partea părinților, dar o informație foarte prețioasă ar fi aceea că nu înseamnă că am închis cu ocazia zilei de azi înscrierile. Din contră, sigur, acest program este flexibil, va fi un anumit grup țintă, dar în cazul în care se constată că elevii nu au atât de multă nevoie de această activitate remedială, ei pot să iasă din program și pot să intre alții. Este foarte important ca fiecare învățător, fiecare diriginte să-și cunoască foarte bine elevii, fiecare părinte să cunoască această oportunitate și să se întâlnească undeva școala și familia, astfel încât rezultatul să fie această dezvoltare a competențelor necesare în viața de zi cu zi. Deci, astăzi se fac înscrierile, mâine vor trimite unitățile de învățământ numărul de elevi înscriși, respectiv oportunitatea și disponibilitatea lor de a asigura acest proiect. Este bine de știut și faptul că dacă într-o unitate de învățământ nu se adună un număr rezonabil de cereri, elevii care totuși intenționează să urmeze acest proiect pot să fie distribuiți la o altă unitate din apropiere care oferă programul. Și elevii care sunt în localitățile cu rata de infectare mai mare de 3 la 1000 de locuitori, adică în scenariul roșu, vor putea participa la aceste cursuri remediale care se susțin față în față. Numai în cazul în care localitatea este carantinată, atunci cursurile vor fi oprite. În scenariul roșu, care înseamnă o rata incidenței de peste 3 la 1000, da, dar nu și în situația de carantinare. Deci, în situația scenariului roșu, probabil că știți că și în acest moment, ordinul comun între Ministerul Educației și Ministerul Sănătății prevede participarea față în față la cursuri a elevilor din învățământul preșcolar și învățământul primar. Deci, sub aceeași formă, pentru că oricum programul va fi în afara programului școlar, ca atare, cele două ministere intenționează să schimbe ordinul comun, astfel încât să dea posibilitatea elevilor de clasele a 5-a, 6-a, 7-a, care în mod normal în scenariu galben sau în scenariu roșu nu participă, să poată să vină la aceste activități remediale. Deci, dar în situația în care rata de incidență este peste 6, sigur că nu se sistează acest proiect, pentru că deja discutăm despre alt caz. Ordinul Ministrului Educației spune că o formațiune de studiu trebuie să fie în medie de 12 elevi și pentru fiecare elev se va primi lunar o sumă de 200 de lei, iar modul în care banii vor fi distribuiți va ține de conducerea fiecarei unități de învățământ. Locomotiva cu abur amplasată la intrarea în municipiul Petroșani a intrat în proces de reabilitare. Aceasta a fost spălată, se îndepărtează urmele de rugină, apoi urmează să fie vopsită.
În anul 2012, locomotiva cu aburi, care datează din anul 1906, a fost scoasă din depozit și relocată în scoarul din zona pasarelei CFR din Petroșani, iar acum a intrat într-un amplu proces de recondiționare. A început niște lucrări de reparații, de curățire a locomotivei. În prezent se execută lucrări de curățire a ruginei, de șlefuire, de tot. Începând de mâine, dacă ne permite timpul, încercăm să aplicăm straturile de vopsea necesară pe locomotivă, inclusiv zona din prejur, gardul care delimitează teritoriul Petroșani de terenul CFR-ului. Reprezentanții administrației locale de la Petroșani atrag atenția cetățenilor că acest edificiu istoric ar trebui să fie păstrat și respectat. I-a sfătui în principal pe cei care își fac nevoile după locomotivă. La 100-200 de metri mai jos, în Piața Victoriei, este WC-ul public, care este deschis până seara la ora 8, să se ducă să-și facă nevoile la WC-ul public. Ieri a fost spălată zona, inclusiv locomotiva, cu presiune, cu detergent, cu absolut tot. Astăzi rea la loc resturile lăsate de oamenii care le greu să deplaseze până la WC-ul public din zonă. Petroșaniul are o istorie feroviară de un secol și jumătate. Din 1870, trenurile au circulat aproape neîntrerupt prin gara Petroșani. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Urmează informațiile despre vreme. Rămâneți cu noi să aveți o seară cât mai bună!